Primul centru de tratare a dependenței din Dobrogea va fi deschis la Constanța. Primul pas, lansarea paginii web, a fost deja făcut. În cadrul centrului se poate trata orice tip de dependență. Este dedicat pentru terapia dependențelor. Și când spun dependențe, mă refer la tot ce înseamnă această dependență de substanțe și dependențe comportamentale. La dependențele de substanțe acordăm terapie pentru dependența de alcool, de droguri, de etnobotanice, de nicotină. Iar la dependențele de comportamente, jocurile de noroc, dependența de materiale pornografice, de aparatură electronică, eu știu, internet, tot ce ține de dependență. Deschiderea centrului este susținută de o importantă clinică de specialitate din Marea Britanie care vine în ajutor cu metodologia și modele de tratament. A ajutat cu metodologia și noi folosim Minnesota Model, care este cel mai folosit și cel mai bun metod de tratament de dependență în lume. Și suntem un fel de model de tratament pentru ei. Și ajutăm cu training, cu suport, cu strategie, nu cu bani, dar cu metodologie. Pentru început, cei care vor să-și trateze dependența se pot informa despre ce va presupune tratamentul, iar dezvoltarea clinicii se va face treptat. Momentan nu oferim spitalizare clienților noștri, este doar un centru de zi momentan. Urmează ca ulterior să facem un centru mare cu spitalizare, în care să avem și posibilitatea pentru detox, dar momentan este doar un centru de zi. Acum lansăm site-ul pentru o informare aparte și profundă, dar realmente exact după Paști. Se va deschide centrul propriu-zis și atunci persoanele pot să vină în centru pentru informare și eventual să înceapă tratamentul. Noua clinică a fost înființată ca urmare a unei nevoi acute la nivel național pentru tratarea dependențelor. De asemenea, instituțiile și specialiștii din diverse domenii vor putea colabora cu psihoterapeuții centrului pentru implementarea unor programe de prevenție și control.